La Mitocul Dragomirnei va funcționa secția de poliție numărul 8, ai căror polițiști vor avea în grijă ordinea și liniștea publică și de pe raza localităților Adâncata, Hânțești, Siminicea și Zvoriștea. La Vama va funcționa secția de poliție numărul 14, ai cărei polițiști trebuie să vegheze și la liniștea cetățenilor din Frumosu, Moldovița și Vatra Moldoviței. Potrivit reorganizării poliției în mediul rural, în comunele cu o situație operativă complexă vor fi înființate poliții comunale, care să se subordoneze secției de poliție de care aparțin. La noi în județ, poliție comunală vom avea doar la Șcheia. În 6 localități, Izvoarele Sucevei, Dornești, Ulma, Dumbrăveni, Crucea și Cârlibaba, posturile de poliție vor rămâne cu funcții de șef de post și de ajutor de șef. Sunt două considerente pentru care s-a luat decizia păstrării posturilor de poliție cu structura actuală, pentru că localitățile respective fie cuprind zone izolate care nu pot fi prinse în traseele de patrulare ale secției de poliție rurală, iar intervenția la evenimente necesită o perioadă mare de timp, fie au o situație operativă complexă și necesită prezența permanentă a polițiștilor pe raza acestora. Potrivit reprezentanților IPJ Suceava, fiecare secție de poliție rurală va fi condusă de un ofițer și va avea în structura organizatorică alți ofițeri coordonatori și agenți de poliție. O parte dintre secții va funcționa în actualele clădiri ale posturilor de poliție, încercându-se totodată, cu sprijinul primăriilor, identificarea de spații corespunzătoare în care să-și desfășoare activitatea structurile poliției rurale. Noul stat de funcționare va fi pus la punct în săptămânile următoare, urmând să fie stabiliți și ofițerii care vor conduce cele 15 secții. Rămâne de văzut și în practică dacă noul concept de organizare a poliției rurale îi va aduce mai aproape pe polițiști de comunitate sau îi va îndepărta. IPJ Suceava a transmis și configurația pe zona celor 15 secții de poliție rurală din județ. Zona Suceava, 4 secții de poliție rurală, o poliție comunală la Șcheia și un post independent de poliție la Dumbrăveni. Secția de poliție numărul 5 cu sediul în Botoșana, Botoșana, Comănești, Dărmănești, Pătrăuți, Todirești. Secția de poliție numărul 9 cu sediul în Moara, Moara, Bălăceana, Ciprian Porumbescu, Ilișești, Stroiești. În cadrul secției funcționează și poliția comunală Șcheia. Secția de poliție numărul 2 cu sediul în Bosanci, Bosanci, Ipotești, Fântânele, Udești, Verești. În cadrul secției funcționează și postul de poliție independent Dumbrăveni. Secția de poliție numărul 8 cu sediul în Mitocul Dragomirnei, Mitocul Dragomirnei, Adâncata, Hânțești, Siminicea, Zvoriștea. Zona Câmpulung Moldovenesc, 2 secții de poliție rurală și un post de poliție independent la Izvoarele Sucevei. Secția de poliție numărul 11 cu sediul în Pojorâta, Pojorâta, Sadova, Fundul Moldovei, Braza, Moldova, Sulița. În cadrul secției funcționează și postul de poliție independent Izvoarele Sucevei. Secția de poliție numărul 14 cu sediul în Vama, Vama, Frumosu, Moldovița, Vatra Moldoviței. Zona Fălticeni, 3 secții de poliție rurală. Secția de poliție numărul 1 Bogdănești, Bogdănești, Baia, Boroaia, Drăgușeni, Râșca, Fântâna Mare, Vadul Moldovei. Secția de poliție numărul 7 cu sediul în Mălini, Mălini, Slatina, Cornuluncii, Horodniceni, Rădășeni. Secția de poliție numărul 12 cu sediul în Preutești, Preutești, Bunești, Hârtop, Forăști, Dolhești, Vulturești. Zona Rădăuți, 2 secții de poliție rurală și 2 posturi de poliție independente la Dornești și Ulma. Secția de poliție numărul 3 cu sediul în Marginea, Arbore, Burla, Horodnic de Sus, Horodnic de Jos, Iaslovăți, Marginea, Poieni, Solca, Satu Mare, Sucevița, Volovăți. În cadrul secției funcționează și postul de poliție Dornești. Secția de poliție numărul 4 cu sediul în Vicovu de Jos, Vicovu de Jos, Bilca, Brodina, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi, Gălănești, Straja, Putna, Voitinel. În cadrul secției funcționează și postul de poliție Ulma. Zona Vatra Dornei, o secție de poliție și 2 posturi de poliție independente la Crucea și Cârlibaba. Secția de poliție numărul 15 cu sediul în Vatra Dornei, Ciocănești, Coșna, Dorna Rin, Dorna Candrenilor, Iacobeni, Panaci, Poiana Stampei, Șarul Dornei. Zona Gura Humorului, 2 secții de poliție rurală. Secția de poliție numărul 6 cu sediul în Gura Humorului, Ostra, Stulpicani, Mănăstirea Humorului, Cacica, Părtești de Jos. Secția de poliție numărul 10 cu sediul în Păltinoasa, Păltinoasa, Capul Câmpului, Berchișești, Drăgoiești, Valea Moldovei. Și zona Siret, o secție de poliție rurală, secția de poliție numărul 13 cu sediul în Siret, Bălcăuți, Calafindești, Grămești, Grănicești, Mușănița, Șerbăuți, Zamostea.